Însă astăzi, comportamentul lui Vladimir Voronin, mie mi se pare că a fost depășit orice limită. Să ajungi să ameninți public, inclusiv cu răfuială fizică, un deputat, un lider de partid, mie mi se pare că este mult prea mult. Și mă folosesc de această ocazie să transmit încă o dată acest mesaj lui Voronin și tuturor celor care îl slujesc. Că Vlad Filat nu este un fricos și că mie nu mi-este frică. Iar consecința asupra asemenea comportamentului urmează să o asume Vladimir Voronin. Și consecința va fi. Asta o spun tot. Nu cred că judecata este un răspuns adecvat în cazul dat. Noi urmează să răspundem prin acțiuni și acțiunile noastre vor fi firești. Vom institui, vom alege președintele, vom institui guvern, vom avea rezultate în urma guvernării și asta va fi cea mai mare sancțiune pentru Voronin și cei care l-au slujit până în prezent.